După rugăciunea Tatăl nostru, urmează partea finală a liturghiei, care culminează în actul împărtășirii. Înainte de acest act, însă, sfintele daruri sunt supuse unei serii de acțiuni rituale, manuale, menite în primul rând a crea condițiile practice potrivite în acest scop. Înălțarea Sfântului Agneț. Luând Sfântul trup cu primele trei degete de la ambele mâini, preotul îl înalță, făcând cu el semnul crucii, deasupra Sfântului disc și rostind cu același ton impresionant Sfintele Sfinților, adică Sfintele Taine, sunt pentru Sfinți. În lipsa diaconului, preotul rostește el singur ambele părți ale acestei fraze liturgice, al cărei echivalent poate fi ușor descifrat în formula de este cineva sfânt să vină, în sens să se apropie, iar de nu este să se pocăiască. Obișnuită în rânduiala Sfintei Euharistii din epoca părinților apostolici. La origine, înălțarea Sfintei Pâini a avut un scop practic și anume de a pune Sfântul Agneț sub privirile credincioșilor din biserică, spre a-i determina astfel să reflecteze asupra vredniciei lor pentru Sfânta Împărtășanie. Mai târziu, însă, când șirul de coroane scunde, prin care se despărțea în vechime altarul de Naos, a evoluat, ajungând iconostasul sau tâmpla înaltă de astăzi și deci sfintele daruri nu mai puteau să fie văzute de credincioși. Actul înălțării Sfântului Agneț în acest moment a rămas numai cu o semnificație simbolică. Se închipuia anume, prin aceasta, ridicarea lui Hristos pe cruce, adică răstignirea sau crucificarea. De aceea nu se înalță Sfântul Disc cu toate darurile de pe el, pentru că acestea reprezintă numai membre sau părți ale trupului lui Hristos. Se înalță numai Sfântul Agneț, pe de o parte, pentru că numai în el s-au închipuit, prin ritualul de la proscomidie, pătimirile celui ce s-a jertfit pentru viața lumii, iar pe de alta, pentru a se arăta că a venit sau este de față în chip nevăzut, Hristos însuși și pe sine se dă nouă, căci El este Cel ce s-a răstignit pentru noi și pe dânsul ni-l arată nouă cu taină, prin această înălțare, că a pătimit pentru noi.